Doamnelor și domnilor, proiectul de țară al Republicii Moldova pe care vi-l propunem este ca cetățenii Moldovei să trăiască bine într-o țară construită în baza valorilor europene moderne. Aderarea la Uniunea Europeană este importantă tocmai pentru că ne ajută, ne arată drumul clar de a trăi mai bine. Dar puterea de a schimba lucrurile stă în noi, nu la Uniunea Europeană sau în altă parte. Moldovenii trebuie să trăiască mai bine azi, nu doar peste 3, 5 sau 10 ani. De asta, în aceste 100 de zile, am luat deja câteva măsuri sociale de mai bine, chiar dacă timpul a fost scurt și situația economică dificilă. Și vom continua cu alte asemenea măsuri. De asemenea, nu mai putem lăsa pe alții ce trebuie să facem noi. Responsabilitatea e a noastră, nu a unor salvatori externi, indiferent de unde sunt aceștia. Trebuie să acceptăm și să mulțumim pentru sprijinul care ne-l oferă, dar primul pas este să înțelegem rolul nostru ca indivizi și ca nație în succesul Republicii Moldova. Regret că de multe ori unii politicieni au încercat să creeze o imagine falsă despre rolul Uniunii Europene în dezvoltarea țării noastre, doar pentru a obține rezultate electorale. Au creat așteptări false, au pus Uniunea Europeană într-o situație delicată și au afectat încrederea oamenilor în acest